Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1926, la data de 19 octombrie, a trecut la cele veșnice Victor Babeș, bacteriolog și morfopatolog, membru al Academiei Române. În colaborare cu Victor André Cornil, este autorul primului tratat de bacteriologie din lume, cunoscut sub titlul Bacteriile și rolul lor în anatomia și histologia patologică a bolilor infecțioase, prin care a pus bazele moderne ale acestei științe. De asemenea, este fondatorul Școlii Românești de Microbiologie. A urmat cursurile Facultății de Medicină din Budapesta și Viena, obținând titlul de doctor în medicină la Viena în anul 1878. 3 ani mai târziu a primit o bursă și a plecat la Paris și la Berlin, unde a lucrat cu cei mai importanți profesori ai vremii. A continuat să studieze alături de renumite cadre didactice de la München, Heidelberg și Strasbourg până în anul 1886. Activitatea lui Babeș a influențat și dezvoltarea medicinei veterinare, imprimându-i orientări noi, strâns legate de obiectivele medicinei profilactice. Astfel a introdus vaccinarea antirabică în țara noastră, ameliorând metoda prin asocierea în cazurile grave cu seroterapia. Prin cercetările sale valoroase asupra antagonismelor microbiene, s-a situat printre precursorii ideilor moderne asupra antibioticelor. De asemenea, tot pe data de 19 octombrie, în anul 1961, a încetat din viață Mihail Sadoveanu, scriitor, novelist și om politic. A fost membru corespondent al Academiei Române din 26 mai 1916, membru titular din anul 1921 și membru titular activ din anul 1948. Cunoscut mai degrabă ca un ilustru scriitor decât ca un om politic, Mihail Sadoveanu a lăsat posterității o operă care se întinde pe o jumătate de secol, având amploarea unei întregi literaturi, îndreptățind caracterizarea lui George Călinescu, ce aprecia că esența operei lui Sadoveanu stă în dimensionalitate și în grandoare. Raportat la curentele literare, Mihail Sadoveanu a fost caracterizat de critica literară drept un realist cu viziune romantică și un romantic ce aduce detalii ca un realist, un contemplativ. Din punct de vedere al orientării politice, la începutul activității sale, Sadoveanu a făcut parte din Partidul Poporului, apoi l-a urmat pe Constantin Argetoianu, când acesta și-a fondat propriul partid, timp în care a fost numit președinte al Senatului.